Ai două obligații. Una, aceea de a stabili niște cote, contribuții la buget în limitele veniturilor care sunt clare și dovedite conform declarațiilor fiscale și actelor existente, și ai obligația tu ca stat să reduci birocrația și să-mi întorci prin politicile tale în domeniul sănătății, educației, infrastructură. Aici apar cele două probleme. Prezumția de vinovăție instituită prin codul fiscal și neîntoarcerea către populație a veniturilor în investițiile statului.